În alt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei a oficiat astăzi slujba de târnosire a Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din filia Steleuș, a parohiei Zagăr, protopopiatul Sighișoara. Apoi ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură în prezența a numeroși credincioși. Într-adevăr, în dumnezeiasca liturghie, noi ne întâlnim cu Hristos. În dumnezeiasca liturghie, El, Domnul vieții, ne hrănește, ne învață, ne mângâie și ne tămăduiește, fiind cu noi până la sfârșitul veacului, cum a promis. Iată de ce avem datoria să rămânem statornici în credința străbună, care reprezintă un far luminos în pelerinajul pământesc și un reazem puternic în lupta vieții. La finalul slujbei, părintele paroh a primit rangul de iconom stavrofor. De asemenea, binefăcătorilor le-au fost oferite diplome de cinstire. Iată, ne-a ajuns în această zi în care vedem biserica noastră îmbrăcată în haine de sărbătoare și credincioșii noștri puțin tăi, dar tare buni, bucuroși pentru că am ajuns în acest moment în care avem un locaș de rugăciune consacrat. A fost un drum frumos, început cu edificarea acestui sfânt locaș, mai apoi prin ridicarea turnului clopotniță și pictura interioară care s-a realizat în 2021. Biserica Sfinții Trei Ierarhi din localitatea Steleuș reprezintă rezultatul lucrărilor de înfrumusețare și reamenajare a unui imobil oferit de primăria comunei Zagăr în anul 2004. Suntem foarte mândri că am apucat această zi alături de toți cetățenii din comuna noastră și ne bucurăm foarte mult că au fost și mulți preoți alături de arhiepiscopul Irineu de Alba Iulia. Am bucurat foarte mult să fie alături de noi foarte mulți preoți. În anul 2013 au fost demarate ample lucrări de restaurare și transformare a imobilului, iar în anul 2021, interiorul lăcașului de cult a fost împodobit cu pictura.